Sper să țină bine magneții ăștia. Da, din păcate... Abia aștept să o văd gata. Adesea ori mă tot gândesc dacă ar trebui să o mai vând sau nu. Unul dintre colegii aici a fost sincer și mi-a zis, bă, nu-mi place culoarea. Mamă, de ce belită. Nu știu ce am făcut. N-am scos apa, n-am... Trebuie și ăsta. De ce? Hai ce are ăla? Hai că ăsta-l tăiem și ăsta e pe o mufă. Pentru că să-l tai. Zici că e mlaștină, câte broaște sunt pe aici, autele, câte. Am scos vreo 10 până acum și tot au mai rămas. O să le scoatem, noi avem grijă să le scoatem pe toate. Problema mai nasoală e că cred că am uitat să scot apa, că mi-aduc aminte bine că eu am făcut toată scurgerea și a pleznit un furtun, a pleznit un robinet de fapt, nu furtun. Ce s-a întâmplat aici nu știu exact, dar o să vedem. Mergem acum să vedem dacă reușim să-l schimbăm, să luăm altul, made in Spain. Uite că nici Spania nu mai aici a fost. Nici vremea nu prea ține chiar așa de bine cu noi, dacă aș putea să zic. E un pic fric și răcoric așa pe afară, dar o să ne facem noi treaba asta de la ce mai fi. Ce s-o mai fi stricat pe aici? Ce daune o mai avea iarna asta? Zboară, puiule, zboară! A, ne-a puiul și mai am ceva înainte să plecați, să-mi adun neapărat aminte, să vă zic. Am spoturile astea care-s băgate în trotuar și să ne uităm un pic la el, să vedem dacă puteți să-i faceți ceva. Partea mai nasoală acum e că o să dureze mult rău de tot până scoatem toată apa asta din piscină. În mod normal, dacă aveam robinetul ăla care puteam să conectăm pompa să evacuăm toată apa, mergea foarte repede treaba, cam într-o oră scoteam toată apa din piscină și puteam să băgăm alta. Dar din nefericire acum va trebui să facem totul manual. Avem o pompă, am mai adus o pompă, l-am mai rugat pe un vecin să-mi aducă o pompă, asta e, pe care am pus-o pe instalație din asta de grădină și o să mai băgăm încă o pompă. Da, din păcate, oricum trebuie resudat robinetul ăla, țeava trebuie lipită cu și se lipește special, e destul de complicată treaba. Așa că până una alta trebuie să mergem până la plus să facem un video cu un M4 Competition Cabrio și abia aștept. Lăsăm oamenii să descurce aici cu piscina și noi mergem, le facem pare noastre, că da, n-avem ce să facem. Altfel stăm de vorbă. Trebuie să facem video la un BMW M4 Competition Cabrio. Între timp, mașinuța mea e la Color Tuning, unde se modifică intens la ea, încă se colantează din câte știu. Urmează să fie pus și kitul de fibră de carbon. Am pus pe bara de fibră niște magneți, tocmai pentru a nu mai avea numere și a fi cu numerele acelea frumos curate și poți să-l scoți rapid magnetic, bam, bam, bam. După care o să mergem să o ducem la Color Tuning. Nu de alta, dar sunt tare curios, foarte, foarte, foarte curios să văd ce o să se întâmple cu colantul ăsta și cum o să arate, dacă e alegerea bună. Bă, dar cum arată totuși volanul ăsta al meu? Doamne, cât de frumos! Mașinuța asta niciodată nu mă dezamăgește. Adesea ori mă tot gândesc dacă ar trebui să o mai vând sau nu. Momentan e pusă la vânzare la 49.800 cu TVA inclus, 28.000 de kilometri, dar nici nu i-am simțit cu mașina asta, vă spun sincer. Am ajuns, am găsit-o, acesta este noul, mă rog, noul, nu e nou, că e penultimul model, de fapt, că a apărut deja modelul nou, de M4 Competition Cabrio. Și este și Andrei aici cu mine, care este mare fan BMW, salut Andrei! Și aș vrea să știu așa cum ți se pare ție la prima vedere mașina asta în comparație cu ce am mai văzut până acum și ce am mai livrat și chiar în comparație cu seria 4 meu, care n-are nicio legătură, până la urmă, hai să fim realiști. Sunt alte mașini. M4, M440 e diferență mare, dar ce văd la mașina asta? Văd scaunele. Să vedem dacă merită într-adevăr diferența de vreo 50.000 de euro sau nu. Daniel, hai să vezi scaunele astea ce ziceam. Așa. Doamne ferește, dacă am văzut așa ceva. Hai să discutăm altfel, că ăsta e motivul principal pentru care mașina asta, da, își cumpără oamenii mașina asta. Zi-mi așa la cald, cum ți se pare și ce ți se pare cel mai tare la mașina asta? Cum ți-am zis, scaunele, astea sunt. Filmează-le performanța, nu? A apărut deja modelul nou din câte am văzut, care în mare parte la interior nu are alte modificări decât faptul că are volanul acela drept și cu inserții metalice, stopurile noi și farurile alea cu săgeată. În mare parte cam astea sunt diferențele de pe care le-am văzut eu. La interior nu sunt mari modificări, nici când vine vorba de materiale și alte chestii de genul ăsta.
Andrei, dă-i tu o cheie, te rog. Hai să auzim pentru prima oară un M4 Cabrio. Ia uzi. Stai în scaunele astea. Cu ce Audi? Că tu ești și fan Audi. Cu ce Audi o compară? Să ne gândim, cu RS5-ul merge. RS5-ul? Acolo, da. Și ce ai luat între RS5 și asta? M4. Ăsta e răspunsul, tată. Din punct de vedere al aspectului exterior, performanțe, spațiul la interior, chiar e cu tot o altă mașină, pentru că, uite, aș băga în aceeași clasă cu un 911 Carrera S. Pentru că are putere mai mare decât un Carrera S, ai spațiu de depozitare mai mare, e, din punctul meu de vedere, mai bună ca daily decât un Carrera S. Adică sunt foarte multe motive pentru care mașina asta, pe lângă faptul că e mai ieftină, face și mai mult sens ca performanțe și practicabilitate. Deci aproape mă simțeam prost că am zis că doar a mea n-are capac din ăsta sau că nu e electric portbagajul, când colo iau, uite, și M4 Competition același lucru. Dacă vrei să închizi portbagajul mecanic, are și de picior, ia să vedem. Toc, n-are. N-are. A mea are de picior. Te-am luat în M4 Competition. Sunt vrăjeala la o parte, fiți atenți aici. Fibră de carbon în partea de spate. Evacuare dublă pe ambele părți. Are aripile astea care sunt un pic mai lățite ca să mărească un pic mașina. Jante pe 20, 285, 30, 0, 20 pe spate. Astea sunt jantele de Competition. Discuri perforate. Și pe față avem 275-35R19. Deci 19 pe față cu 20 pe spate. Mai sunt câteva elemente din fibră de carbon. În primul rând scaunele, care au capacele astea de carbon aici. Capacele de oglindă sunt și ele din fibră de carbon. Și o să arate practic exact cum o să arate și ale mele. Tot ceva de genul o să fie. Lipul e un pic mai agresiv. Și avem și acest element care este din fibră de carbon. Bara este schimbată complet. Arată ceva mai bine bara asta și în plus de asta și capota are niște nervuri așa care o fac să pară mai agresivă și mai musculoasă. Interiorul, care e cu tot o altă poveste. Interiorul ăsta n-are nicio legătură cu interiorul pe care l-am eu. Este un interior custom care costă foarte mult. De exemplu, scaunul are clema asta așa, pac, tragi de ea frumos. Pac. Și cam aia e. Aici, iarăși, fibră de carbon, fibră de carbon pe mijloc, fibră de carbon pe bord și panoul de ușă care este lucios, negru lucios față de mat și are și el fibră de carbon. Aici, în spate, este pus deflectorul de vânt. Deflector de vânt pe care eu nici n-am apucat să-l montez, dar la mașina asta l-am pus pentru că aș vrea să văd totuși care este diferența și cât de mare este diferența în situația în care acesta ar fi montat. Aici, scaunele, puteți să vedeți că silueta este e un pic mai slim și în același timp sunt mai agresive. Așadar, cel mai probabil va rămâne ca această bijuterie să o prezentăm într-un video viitor, dacă va fi cazul. Momentan vreau să o capotăm, să vedem iarăși cum va fi bijuteria aceasta, cum arată și capotată. Foarte frumos interiorul. Am văzut că mai există un interior de acest gen care se cheamă Peanut Butter, unde arahide și e un pic mai portocaliu așa, da? Ăsta e spre roșu. Mașina a fost comandată din Constanța și a fost livrată în București, pentru că putem să facem treaba asta și oricare dintre voi în cazul în care vreți să vă comandați o mașină nouă, indiferent de sediul în care vreți să o faceți, puteți să o faceți acolo, mașina se livrează la oricare dintre locațiile noastre. Ia uite, bă, băiatule, ce frumos se capotează. Mecanismul văd că e cam la fel cu cel de pe seria 4 meu, nu văd nicio diferență în partea de spate. În schimb, când vine vorba de performanțe, confort, rafinament și agresivitate, mașina asta e cu totul altceva. Sunt foarte curios dacă reușesc totuși să pun și eu aceleași jante de M Competition pe mașina mea, pentru că aici avem, după cum vă spuneam, 20 pe spate și 19 pe față și jantele astea arată exact așa cum ar trebui. Voi ce părere aveți? Ar trebui să le schimb cu jantele astea sau nu? Da, mă, frumoasă, draca, dar degeaba, că tot astea sunt mai frumoase. Deci fiți atenți aici. Ăsta este 911 Carrera cu care am mers deja, l-ați văzut pe canal la Plus Auto Show, Carrera S Cabriolet. Impecabilă mașina. Are 50 de km sau ceva de genul, 184 TVA inclus.
Aici este un Turbo S Cabriolet și asta e disponibil la vânzare. Am făcut video recent, e postat pe canalul de la Plus Auto Show. 315-350 TVA inclus. Aici avem un Turbo S și aici un alt Turbo S. Se pare că a fost săptămâna Turbo S-urilor. A revenit la băieți, momentan nu pot să vă arăt foarte multe lucruri pentru că încă se lucrează și nu vreau să vă arăt decât când o să facem reveal-ul mașinii, dar în schimb vreau să vă arăt grila de fibră de carbon care va fi montată pe noua, pe bara veche, de fapt, nu pe noua bară. I-am pus în partea din spate niște magneți, tocmai pentru a nu mai avea suport de număr vizibil, o să fie practic ascuns și să pot să-l dau de fiecare dată jos atunci când vreau. Sper să țină bine magneții ăștia, dar cine mi-a pus a garantat că o să țină, că o să fie ce trebuie. Grila asta de carbon nu are nicio legătură cu grila anterioară, e cu totul altceva. Hai să vedem cum arată pe bară. Hai totuși că vă arăt așa puțin ceva, dar foarte, foarte puțin, nu mult așa, da? Ia uitați cât de frumos arată culoarea asta și e totuși la umbră acum. Color tuning acolo pe spate frumos, mestecănișului numărul 1i. Și sem faptul că Inozetec-ul, pe lângă faptul că este colantul care are cel mai frumos gloss, este și printre cele mai pretențioase. Colantul ăsta este folosit în general pentru mașinile de show, pentru colantări rapide oarecum și este destul de pretențios și destul de dificil de lucrat cu el. Dar bineînțeles că în atelierul care trebuie întotdeauna găsești o soluție să-l monteze. Asta e partea mai nasoală, că trebuie să stai să demontezi toate astea, dar Liviu le ia așa ușor, ușor și o scoatem pasta și o băgăm pasta nouă. Am o problemă, faptul că în partea din față este senzorul de ACC, trebuie să-i găsesc un capac pentru că na, grila n-a venit cu capac și a rămas capacul ăsta vechi care arată practic exact cum arăta bara. Grila activă o să rămână în continuare, dar știu că mi-a scris cineva pe Instagram că domnule, de ce nu oprești grila să o faci să nu mai fie activă? Cum adică? Păi asta e funcționalitatea ei, nu? Pasta o dăm jos. Cam așa ar trebui să arate. Din punctul meu de vedere arată mult mai bine, mai agresiv. O să luăm toate muștele posibile, toate bâzdăgănile, numai pe aici și pe aici ce o să intre o să fie jale, dar arată cu totul altfel mașina, mai ales după ce o să-i punem și lipul ăsta de jos. Ah, abia aștept să o făgat. Cam atât momentan de aici de la Color Tuning. Zilele următoare, probabil săptămâna următoare, după ce montăm și kitul complet, o să vedeți cu totul cum arată. O să fie o altă mașină, dacă îi schimbăm și interiorul și îi punem un interior bej, exact ceea ce trebuie. Îmi place și vreau să-mi scrieți și voi în comentarii acum dacă vi se pare că este o culoare frumoasă, pentru că unul dintre colegii aici a fost sincer și mi-a zis, bă, nu-mi place culoarea. E ok, nu-i pentru toată lumea. One eternity later. Curge apa, dar când o să se umple asta, o să dureze ceva. Tati, nu cred că e gata astăzi. Abia aștept să vină vara să ne bălăcim. Dar până atunci trebuie să mai așteptăm un pic că nu s-a umplut că decât vreo 20 de centimetri. Vrei să le spui ceva oamenilor? O să faci o săritură uriașă? Da, păi oameni buni deja. Dacă se umple apa până acolo. Da. Până aici. Da. Fac o săritură mare și sare toată apa din piscină. Dați like și subscribe, să vedeți. Bravo, să vedeți prima săritură a lui Pablo în piscină.